Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Thomas Mayer Harting, a anunțat la Bender, în cadrul unei întrevederi cu liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski, că viitoarea reuniune în formatul 5 plus 2, referitoare la soluția conflictului transnistrian, este programată pentru luna noiembrie curent. Discuțiile viitoare ale liderului regiunii Transnistrene, Vadim Krasnoselski, cu ministrul suedez de externe, vor face posibilă o bună pregătire pentru întâlnirea participanților în formatul 5 plus 2, care este programată pentru luna noiembrie, a declarat Thomas Mayer Harting. În același timp, potrivit serviciului de presă al liderului de la Tiraspol, Thomas Mayer Harting, a stabilit provizoriu dată de 6 octombrie pentru vizita în Republica Moldova a ministrului suedez de externe, doamna Ann Linde, care este și președinte în exercițiu al OSCE.